Salut! Dacă vrei să uiți puțin de grijile cotidiene sau să te relaxezi după o zi încărcată, atunci acest clasament este potrivit pentru tine. Astăzi am selectat cele mai bune filme de comedie din anul 2020, diferite ca mesaj și subiectul abordat, unele dintre care vor fi pe plac adolescenților, altele familiilor cu copii. Rămâi cu mine până la sfârșitul acestui video și la sigur vei găsi o comedie perfectă pentru tine. Dacă ești pasionat de cinematografie și vrei să fii la curent cu cele mai bune și cele mai noi filme lansate, noutăți despre celebrități sau chestii interesante din lumea cinematografică, abonează-te pe canalul meu și activează toate notificările. Deci, să începem! Un tătaie de coșmar. O comedie care la sigur îți va ridica dispoziția, dar nu numai ție, deoarece este perfectă pentru a fi vizionată cu toată familia. Peter, un băiat de 12 ani, își iubește bunicul, cel puțin așa credea până când bătrânul nu s-a mutat într-o casă cu el, ba chiar mai mult, în camera sa. Pentru a elibera loc pentru moșneagul care necesită condiții mai confortabile, Peter a fost silit să se mute în podul casei, plin de praf și șobolani. Din acest moment, afecțiunea față de bunicul a început să scadă dramatic. Dorind să-și întoarcă camera înapoi, adolescentul crede că a găsit o soluție ideală pentru a izgoni intrusul nedorit și declară acestui război. Peter provoacă mici incidente pentru a demoraliza bătrânul neajutorat. Însă bunelul se dovedește nici pe departe așa de simplu precum pare și, sprijinit de prietenii săi, contraatacă nepotul inventiv. Înainte îi așteaptă o luptă ingenioasă cu fel și fel de farse și momente amuzante care uneori vor scăpa de sub control, afectând și alți membri din familie. Eurovision, povestea trupei Fire Saga. În 1974, micul Lars, un băiat din provincia islandeză, a văzut pentru prima oară concursul Eurovision și a hotărât că odată, când va crește, va lua primul loc la această feerie muzicală. Au trecut ani și tinerețea, dar Lars s-a transformat într-un ratat pe care nici tatăl său nu-l ia în serios. Totuși, eroul nu a uitat visul din copilărie. El compune și, ajutat de o prietenă, interpretează piesele sale în barul din satul cumnat. Și chiar dacă publicul nu este încântat de prestațiile acestui duet extravagant, cei doi continuă să aspire că într-o zi vor cuceri cel mai important concurs muzical. După o conjunctură absolut ireală, formația este selectată pentru a prezenta Islanda la Eurovision. 42 de țări, sute de interpreți, 146 milioane de spectatori acum vor fi pe ochii pe Fire Saga, în cea mai importantă zi din viață. Ziua în care cei doi vor demonstra lumii întregi că merită să se afle printre cei mai talentați artiști din Europa. Proful de spionaj. O comedie ușoară cu Dave Bautista în rolul titular. De-a lungul anilor de serviciu în CIA, eroul principal JJ a avut numeroase operațiuni dificile și a anihilat criminali periculoși. Însă ultima misiune s-a încheiat cu un dezastru. JJ a ucis toți suspecții cercetați și acum nu există nicio persoană care ar putea fi interogată cu scopul obținerii informațiilor pentru continuarea anchetei. Comandantul său, convins că JJ nu are ce căuta în serviciile secrete, îi oferă ultima șansă de a repara greșelile comise. Însă, în timpul acestei misiuni atât de importante pentru cariera spionului ghinionist, mușchiosul JJ este filmat de Sophie, o copilă de 9 ani. Prezența martorului nedorit, dar și înregistrarea făcută, deloc nu intră în planul agentului secret. Și pentru a-și salva slujba, JJ încheie o înțelegere cu micuța curioasă. Ea șterge filmulețul făcut, dar el o învață cum să fie spion. Șefele. Chiar dacă au caractere diferite, Mel și Mia sunt cele mai bune prieteni. Și dacă Mia este practică și inventivă, Mel se gândește doar la cea mai scurtă cale spre bogăție și viață luxoasă. Cele două pornesc de la zero o afacere cu produse cosmetice în care investesc, în afară de bani, timpul și speranțele sale. Însă, după o perioadă înfloritoare, întreprinderea ajunge în prag de faliment și prietenele sunt nevoite să apeleze la Claire Luna, o antreprenoare
afacere experimentată, cerându-i ajutor. Aceasta este de acord să investească în afacerea lui Mel și Mia, cu condiția că va primi cota parte în firma celor două tineri. Însă toate sfaturile acestei business woman de succes, în mod miraculos, provoacă cearta între cele mai bune prietene. Și amenințat este nu doar viitorul și bunăstarea întreprinderii, dar și prietenia afaceristelor începătoare. Palm Springs. O reinterpretare a istoriei din clasica peliculă Ziua Cârtiței. Soare, vacanță în Palm Springs. O petrecere frumoasă pe gratis. Un scenariu ideal pentru o zi perfectă. Fiecare și-ar dori să trăiască câteva zile într-o astfel de ambianță. Dar mai multe zile, dar dacă aceste zile vor fi la fel pentru tot restul vieții, eroul principal, Niles, vine la nunta prietenilor săi în Palm Springs și nimerește într-o buclă temporală, retrăind ziua anunții din nou și din nou, ascultând la nesfârșit aceleași toasturi banale. Nu mai există mâine, grija viitorului sau responsabilități pentru ceea ce faci sau ceea ce spui. Niles știe ce l-așteaptă. Mâine. O vacanță intermeabilă sub soarele arzător al Californiei și nici moartea nu poate opri acest deja vu. Pentru a diversifica zilele monotone, tânărul încearcă diferite escapade, una din care era să o seducă pe Sara, sora Miresi, care la fel nimerește în această buclă și se blochează în ziua pusă pe repeat. Însă, spre deosebire de Niles, Sara nu este entuziasmată să petreacă restul vieții în Palm Spring și încearcă să scape din capcana temporală. 10 zile fără mama. O comedie franceză familială în care o mămică casnică răspunde la întrebarea soțului: de ce ești așa de obosit? Doar duci copiii la școală și ai toată ziua liberă. Antoine este un om fericit. Recent, după o concurență acerbă, el a obținut titlul de cel mai bun angajat al anului și familia este ideală. Frumoasa soție și 4 copii îngerași îl așteaptă cu drag acasă. Și chiar dacă se crede un bun familist, Antoine nu are nici cea mai vagă idee despre rutina de zi cu zi în care trăiește familia sa atunci când este plecat la serviciu. Însă curând va avea posibilitatea să afle despre toate bucuriile vieții unui gospodar. Sătulă de mofturile și poznele copiilor, soția lui Antoine pleacă în vacanță și toate grijile legate de casă și copii rămân pe umerii lui. 10 zile, 4 copii și un tată. Cu ce se va termina o astfel de combinare? Freaky. Este o horror comedie pentru adolescenți condimentată cu mult thriller și puțin misticism. Millie este o absolventă ordinară, nu chiar populară printre colegii de școală, care mereu fac glume pe seama sa. Totul se schimbă într-o seară când aceasta este atacată de către un maniac în serie care o străpunge cu un cuțit. Dar ceva iese din tiparul obișnuit și tânăra nu moare, ci se trezește în ascunzișul ucigașului decorat cu diverse obiecte macabre. Însă locul acesta îngrozitor nu o sperie așa de tare precum aspectul său exterior. Deoarece cuțitul cu care a fost străpunsă era o relicvă care a declanșat un ritual, conștientul lui Millie s-a transformat în corpul maniacului și viceversa. Dar în timp ce Millie este pur și simplu demoralizată de această întorsătură, psihopatul ucigaș este încântat de oportunitatea care îi va permite să ascundă crimele după înfățișarea plăpândă și nevinovată a adolescentei. Pentru a-și întoarce corpul, Millie apelează la ajutorul prietenilor și se pare că ei ar trebui să se grăbească, deoarece peste 24 de ore schimbarea va fi irreversibilă. Halloween-ul lui Hubie. Noua peliculă cu Adam Sandler în rolul principal a primit păreri împărțite. Unii au apreciat-o, alții din contră. Este adevărat că are un stil specific, posibil chiar prostesc uneori. Însă, la general vorbind, dacă comediile cu acest actor îți sunt pe plac, nu poți rata nici această producție. Hubie Dubois este un om bun, dar cam naiv pentru vârsta sa. Din acest motiv este ținta glumelor și a farselor oamenilor din localitate. În plus la asta, Hubie o cam exagerează cu datorie de cetățean responsabil și deja a plictisit poliția cu demersurile sale interminabile pentru orice fleac. Sărbătoarea preferată a lui Hubie este Halloween și deoarece el trăiește în orășelul Salem, aici Halloween se celebrează cu o amploare deosebită. Însă anul acesta sărbătoarea va fi diferită de cele anterioare. Localnicii sunt amenințați de un maniac evadat din spitalul de psihiatrie. Acum Hubie are posibilitatea în sfârșit să spargă stereotipul format despre el și să se manifeste ca un adevărat apărător al legii.
atât pentru azi. Mulțumesc că ai urmărit până la urmă acest clasament. Pune un like dacă ți-a plăcut și abonează-te dacă încă nu ai făcut-o. Scrie mai jos în comentarii dacă ai văzut deja careva din aceste pelicule și ce impresie ți-a lăsat sau dacă ai vrea să fac un clasament anume. Ne auzim în videoul următor.